sublim ce a spus cineva. A fost odată un frate care a început lucrarea și frații nu veneau la biserică și tot așa a fost o vreme ploioasă, fratele a intrat în biserică, a așteptat să vină frații, nu au venit, s-au pus și au început să facă slujba de unul singur. El a cântat, el a slujit, el a predicat, s-a rugat și când la terminarea programului, mulțumim Domnului pentru prezența dumnezeiască. Deci, oricum au făcut lucrarea, au fost Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, îngerii, au fost și dracu în biserică, nu? Și Domnul să aibă milă de noi. Și după aia au închis biserica și venind de la biserică spre casă, s-au întâlnit cu anumiți frați și zice, de unde vii, frate? De la biserică. Păi și ai putut să mergi la biserică? Domnul m-a ajutat. Păi și n-ai avut probleme, nu, din cauza timpului, ploaie, vânt. Domnul m-a ajutat, am făcut și lucrarea și a fost biserica plină. Cum, frate, a fost plină? Da, păi a fost prezența lui Dumnezeu și a fost plină biserica. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvânteze! Da. Așa este. Și un gând care l-am mai primit astăzi, chiar stând așa în cercetare și vi-l împărtășesc și dumneavoastră, pentru că chiar am realizat când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, lor primit cu flori, lor primit cu crești de palmier, crești de finix, cum spune acolo, și spune cuvântul lui Dumnezeu, au strigat plin de bucurie, nu, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Nu a durat o săptămână și l-au scos afară ca pe un tâlhar din cetatea Ierusalimului. Și am stat și m-am gândit, l-ați primit cu bucurie și l-ați urât și l-ați scos afară cu ură și l-ați primit ca un împărat și l-ați atârnat pe lemnul crucii ca un tâlhar. Tot aceiași oameni care cu o săptămână înainte, nu, sărbătorim noi în stilul nostru ortodox, adică stil ortodox, stilul, na, că și noi îl preluăm tot de la ei, Domnul să aibă milă de noi, că noi zicem că nu, dar și noi zicem nu, săptămâna patimilor, săptămâna florilor, floriile, nu, și Domnul să ne binecuvânteze. De fapt, e intrarea Domnului Ierusalim. Și stăteam și mă gândeam la durerea Domnului Iisus Hristos. De la împărat să ajungi la tâlhar. De la un glorificat să ajungi pe cruce. Și totuși Iisus ne-a iubit. E o diferență mare. Numai inima lui Dumnezeu putea să facă așa ceva. Și să strige pe cruce, o tată, iartă că nu știu ce fac. Nu a fost niciun resentiment în inima lui Dumnezeu, în inima lui Hristos de reproș. Nu a fost niciun resentiment de durere în inima Domnului Iisus Hristos. Pe el a durut mai mult, nu? Sufletul meu, sufletul dumneavoastră. Pentru că el nu a venit decât să mântuiască ce era pierdut. Și un alt gând, vreau să-l vi-l împărtășesc, în timp ce stăteam așa și cugetam la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa spune Psalmul 1, ferice de omul care cugetă, nu, numai ziua și noaptea, și ziua, și Domnul să ne binecuvânteze la legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul în vremea lui. Și stăteam și mă gândeam, vis-a-vis de aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorul cel bun își numără oile și când vede că una lipsește, spune că le duce într-un loc, nu? Bun, le lasă acolo, încredințat că de acolo nu se poate întâmpla niciun rău și se duce după ce? După oaia pierdută. Slăvit să fie Domn. Și unde o găsește? O găsește căzută undeva, într-o prăpastie. Se coboară după ea, o scoate de acolo, o pune pe umeri, o aduce în staul, și l-o apucă așa o mare bucurie de cheamă pe prietenii lui și zice, veniți să ne bucurăm că mi-am găsit oaia pierdută. Slăvit să fie Domn! Și am zis, Doamne, nu cumva și noi am fost oile pierdute și te bucuri pentru noi când ne-ai găsit? Se bucură cerul când, așa spune, se bucură pentru păcătos. Se bucură cerul pentru oaia pierdută. Am zis, Doamne, ce minunat lucrezi tu! Și m-am gândit, ce frumos îmi explici tu la nivel de minte, la nivel de cuget și duc toate aceste lucruri ca să le înțeleg ca un copil. Și așa este.
Pentru că ce suntem de altfel, nu? Nu suntem copii. Fii și fiice, copii de altfel. Nu ai Tatălui nostru și nu ai Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvânteze, credeți-mă, eu mă bucur când îmi vorbește Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu în felul acesta și așa, câtă dragoste are să, și răbdare să-ți explice așa lucruri mărunte, că de altfel de atâtea ori le-am citit, dar nu le înțelegem până când nu te ia să ți le explice așa duios. Și să înțelegi cu câtă dragoste nu caută nu, oaia pierdută păstorul cel bun. Ar fi putut să se ocupe de 99, nu? Măi, am 99 de oi, nu una. Dar zice că pe alea 99 le lasă în siguranță. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pleacă cu atâta grabă să-și caute ce? Oaia pierdută din vale. Slăviți să fie Domnul. Și nu o găsește undeva, o găsește undeva încălcită, undeva căzută, undeva doborâtă, undeva frântă. Avem noi cântarea aia frumoasă, nu? Păstorul meu, nu? Că nu, oaia nu mă mai cunoaște. Așa este câteodată, parcă Domnul să aibă milă de noi, nu? Noi aia cu viața frântă, cu dureri în suflet, cu, eu știu, căderi spirituale, cu multe alte lucruri și vine Iisus, nu? Și zice, hai să te restaurez. Și te ia dintr-o mie de cioburi și începe să facă așa cu migala lui, bucată cu bucată, ca un restaurator. Și nu numai că le lipește, fiecare bucată o pune și dă viață în momentul ăla. Slăvit să fie Domn! Fiecare bucată pe care o lipește, o pune exact unde trebuie și exact la locul potrivit. Și în momentul acela spune că după ce îi dă, suflă din nou viață peste el și zice, spune cuvântul lui Dumnezeu, deja e un vas viu, e un suflet viu. Dacă până atunci ai fost un vas spart, mort, nu? Doborât, cioburi, din nou Dumnezeu te face un vas folositor stăpânului. Slăvit să fie Domnul. Sunt lucruri minunate. Iertați-mă, poate așa trăiesc eu cuvântul lui Dumnezeu câteodată. Și îmi place să împărtășesc și dumneavoastră, pentru că e simțăminte de la inimă la inimă. Spune, cum vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Dacă vă veți iubi în simțire unii cu alții. Slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze. Da. Îi dau loc coordonatorului să ne pună la treabă, la rugăciune și Domnul să ne binecuvânteze.